Salutare oameni dragi și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Ciprian și în videoclipul de azi vă spun părerea mea despre browserul CryptoTab pe care l-am folosit o lună de zile, cât produce și dacă rentează să-l folosești, dar și tot ce am descoperit în această perioadă. Și după cum v-am spus, l-am pus ca browser prestabilit ca să se deschidă toate ferestrele cu el. În mare funcționează ca orice alt browser, dar din păcate mai sunt și lucruri în minus, dacă pot să spun așa, deoarece apar foarte des reclame de la CryptoTab la care trebuie să redai X. Dacă mergem la balanță, în ultimele 30 de zile am făcut 71 de cenți, nici măcar un dolar, având viteza undeva la un pic mai mult de jumătate, ceea ce înseamnă undeva la kilohash pe secundă. Destul de slăbuț din punctul meu de vedere, ceea ce nu-mi place la el, pe lângă faptul că minează foarte puțin, adică 71 de cenți într-o lună de zile este extrem de puțin, mănâncă foarte multe resurse. O să deschid și Task Manager-ul. Și dacă ne uităm în Task Manager, vedem că avem aici CryptoTab Browser undeva la 36%, pentru că îl am undeva la 60% putere de computare. Dacă îi dau la maxim, bineînțeles că o să crească viteza de minare, dar o să mănânce mai mult procesor. Este destul de gălăgios, depinde acum pe ce l-aveți, dacă l-aveți pe laptop, dacă l-aveți pe calculator, ține foarte mult de procesor. Eu l-am testat pe un i7 generație veche, 6700HQ. E un procesor decent, dar slăbuț pentru acest tip de mining. Ia să ne uităm în Task Manager. Da, dacă l-am dat la maxim, a sărit deja de 50% din puterea de procesare a procesorului. Dăm punctul ăsta de vedere, dacă ai multitasking și vrei să mai faci anumite lucruri, și eu în momentul de față fac și screen record tot pe el ca să vă arăt acest lucru, vreți să vă jucați sau să faceți altceva, nu cred că mai este posibil acest lucru, deci dăm punctul ăsta de vedere, mănâncă foarte multe resurse, nu se poate selecta dacă vrei să minezi cu placa video decât cu procesorul, ceea ce este un lucru foarte rău. Un alt aspect pe care vreau să-l spun despre acest browser e că niciodată nu salvează paginile pe care le-ai lăsat, deși am intrat în setări, am setat să se deschidă pagina de unde a rămas și totdeauna se deschide așa, adică o iei de la început, trebuie să-ți deschizi toate filele YouTube, Facebook, fiecare în funcție de ce are, iarăși trebuie să te duci pe urmă la dashboard să dai pe ăsta să-ți deschidă o filă nouă. O să dau minarea la jumate, eu oricum o să renunț la acest browser. Am zis că îl păstrez, dar îl păstram doar dacă consuma mai puține resurse față de Google Chrome. Din punct de vedere al RAM-ilor, consumă mai puțin, dar ia foarte multă putere de computare din procesor. Nu minează practic mai nimic, adică dacă în 30 de zile a făcut 71 de cenți, puteți să vă imaginați că într-un an de zile faci vreo, nu știu, 7, 8, hai să zicem 9 dolari. Ceea ce este foarte puțin, practic nu își are rostul. Dacă mergem la capitolul Affiliate Program, pentru cei care sunt interesați, poate sunt oameni mulțumiți, poate sunt persoane care au procesoare mai puternice, o să vă dau și un exemplu, l-am testat și pe un i9 generație nouă și într-adevăr nu mai minează cu 1200, 1500, 2000, minează cu 12-13, dar din punctul meu de vedere tot nu este rentabil să faci acest lucru. Și o să-i dau la Affiliate Dashboard și aici ne arată toți referalii noștri. O să schimb perioada, o să dau pe, să zicem, ultimele 90 de zile și vedem că au fost accesate acest link de 5 persoane, referal 0, am mai făcut încă un link de referal dedicat, au fost accesate de 7 ori, 0 referal, deci practic pot să zic că sistemul de referal nu funcționează,
Nu cred că 12 persoane au apăsat pe link și nu l-au instalat. Cred că a fost instalat, probabil programul de referal nu mai funcționează. Lăsați-mă în secțiunea de comentarii dacă ați folosit acest browser, v-ați invitat prieteni și dacă vouă vă merge. Nu știu, eu am încercat cu două linkuri diferite și se pare că doar se deschid linkurile, se instalează aplicația, dar tu practic nu primești nimic. Consider că a fost o perioadă destul de lungă, adică într-o lună de zile ar fi trebuit să fie ceva, cât uși de puțin, chiar și 0,01 cent, adică un penny dacă ar fi fost, aș fi avut certitudinea că sistemul de referral funcționează. Deci la capitolul ăsta eu consider că nu este ok, nu are rost să stați să vă invitați prieteni dacă nu folosiți și dacă practic nu rentează și pentru voi. Pentru mine personal nu rentează. Acesta este un laptop de rezervă pe care lucrez și pe care fac aceste teste. În punctul meu de vedere nu are rost să îl mai țin în continuare, nu are rost să prăjesc, să spunem așa, procesorul doar ca să fac undeva la 70 de cent sau 1 dolar pe lună. Țin să menționez că laptopul a fost 24/7, este un laptop pe care rulele și celelalte aplicații care le găsiți pe canalul meu de YouTube și practic ăsta a fost maximul pe care am putut eu să îl obțin cu acest procesor, un i7-6700HQ. Slăbuț, dar până la urmă este un i7, nu cred că toată lumea are i7, mai sunt și oameni care folosesc i3, i5 sau, na, de, poate sunt și procesoare mai puternice. Sunt absolut sigur că pe un calculator, adică pe desktop, se minează mult mai bine, deoarece sunt alte tipuri de procesoare, răcirea este mai bună, sunt alți factori care să favorizeze acest proces. Dar pentru mine personal, am făcut și acest al doilea review, ca să zic așa, deoarece la primul a fost presiune, toată lumea mi-a zis fă un review, am făcut cât se poate de repede, dar fără să am o perioadă destul de lungă de testare, măcar 2 săptămâni, ca să văd ce produce, cum se comportă. L-am făcut pe acela pe fugă. Cu ocazia asta am reușit să fac și acest videoclip ca să vedeți toate lucrurile negative. Și zic negative pentru că nu văd practic nimic pozitiv din acest browser. Nu-ți salvează paginile, chiar dacă folosești această setare. Primești reclame, nu ai de unde să le scoți, m-am uitat. La partea de minare este extrem de puțin, adică cred că am peste 30 de zile de când am făcut videoclipul și sunt doar 71 de cenți, nici măcar nu o să mă obosesc să scot acești bănuți, pentru că vor mai fi și acolo niște taxe, va trebui să-i duc pe un wallet, de un wallet va trebui să-i retrag în wallet-ul meu, deoarece de aici nu poți să-i retragi decât în wallet-ul lor. Sistemul de referal nu funcționează, resurse mănâncă foarte mult, deci ce aș putea să zic că este pozitiv la acest proiect sau la acest browser? Mai nimic. Practic, nu știu, cât să-l setezi, dă puțin în așa fel încât să rămâi cu resurse, să rămâi cu putere de computare a procesorului și să poți să-ți rulezi și tu lucrurile și în același timp, nu știu, trebuie să ai un procesor foarte puternic care totuși să facă ceva și să nu-ți mănânce resurse în așa fel încât să poți să îți rulezi și tu celelalte programe, jocuri, fiecare în funcție de ce folosește pe laptop sau pe desktop. Cam asta a fost părerea mea despre acest browser, destul de dezamăgit, pot să spun. Lăsați-mă în secțiunea de comentarii cum a fost pentru voi acest browser, dacă ați descoperit și alte lucruri pe care eu probabil nu le-am descoperit, dacă vouă vă merge sistemul de referral, cât ați reușit să produceți cu acest browser. Lăsați în secțiunea de comentarii și procesorul, poate ajută și alte persoane care sunt interesate să folosească acest browser și în felul acesta vor fi mai multe păreri ca să poată își facă o idee la ce rezultate să se aștepte. Acesta a fost videoclipul de azi și dacă l-ați găsit interesant, nu uitați să-i dați un like, abonați-vă la canal ca să fiți la curent cu ce mai postez aici. Eu caut destul de des proiecte, quiz-uri și alte chestii în care putem să facem bănuți. Și dacă vă abonați și activați clopoțelul, o să aveți mereu notificările în momentul în care am pus un videoclip nou. În regulă, sper că v-a plăcut videoclipul și spor la bani!